excesiv. Vreau să mergem mai departe, doamnelor și domnilor, pentru că este în legătură directă cu noi ministrul Agriculturii, Petre Daia. Domnule ministru, înțeleg un anunț, pentru că a venit răspunsul de la Comisia Europeană. Noi bani pentru fermierii români în scandalul cerealelor ucrainene. Despre ce sumă este vorba, domnule ministru? Sigur, în primul rând, vreau să vă dau salutul de respect dumneavoastră și telespectatorilor noastre. Evident, suntem tot timpul în contact cu fermierii români, cu nevoile lor și în același timp cu preocuparea noastră privind acordarea de sume atât de necesare pentru toate formele de sprijin. Și iată că acum, în încrâncenarea aceasta mediatică, am putut să găsim și soluția de care eu vă spuneam că există o soluție, pentru că Petre Daia până ieri era inamicul numărul 1 al societății, cel care a încurcat treburile. La vârsta mea, cred că ar trebui să cer scuze la cei tineri care au pus pistolul la tâmpla lui Petre Daia, știind că el este vinovatul situației în care se află astăzi țara, ca urmare a faptului că aceste grâne, a fluxul de grâne din Ucraina, datorită conflictului armat, a putut să deregleze piața României. Ce sumă va primi România, domnule ministru? Ce răspuns? 29.730.000 de euro. Rezolvă situația fermierilor această sumă? Sigur că aceste sume și celelalte care au fost primite și de posibilitatea de a pune lângă aceste sume și altele de la bugetul statului, putem să creăm de acele punți de sprijin pentru fermieri în așa fel fermierii încât... Fermierii vorbeau de 200 de milioane sigur, de euro care avea nevoie, da, domnule sigur, ministru. Da, sigur, avem în vedere tot ce spun fermierii și ceea ce spune fiecare, dar în același timp avem în vedere nevoile directe pe care le au și le gestionăm ca atare. Spun nevoile directe pentru că noi am dat drumul la primul act și așteptăm cererile să fie depuse de către fermieri pentru stocurile de grâu, în așa fel încât să ajungă repede banii Polonia la fermieri. Polonia cât va primi, domnule ministru? Cât va primi Polonia? Polonia cât va primi? 39 de... de 39 deci mai mult de, decât noi. Din nou. Păi, dar este și o țară mai importantă. Acum vreți să vedeți tot timpul România în situația aceasta pe care o prezentați mereu, în starea aceasta, în analiza aceasta peorativă? Nu. România este calificată prin analizele pe care le-a făcut la Comisia Europeană și știți foarte bine că am spus că acea formulă nu este convenabilă și ascunde adevărul. Iată cantitatea că cea mai mare de cereale a trecut prin România și nu prin Polonia, domnule ministru. Sigur, așa este? Este interesant ceea ce spuneți și este important. Păi și atunci n-ar fi trebuit România să primească cei mai mulți bani? Noi vorbim de două teme separate și v-aș ruga să-mi dați posibilitatea să explic dacă ați făcut această întrebare ministrului Agriculturii, întrucât responsabilitatea funcției îmi dă posibilitatea sau mă obligă să explic, iar pe dumneavoastră să aveți posibilitatea să interpretați în spațiul pe care îl aveți mediatic ceea ce spune ministrul Agriculturii. Noi vorbim de două lucruri separate. Vorbim pe de o parte de culoarele de solidaritate pe care le-am creat în așa fel încât să asigurăm de tranzitul cerealelor care va continua și este un efort pe care l-a făcut statul și vorbim de impact asupra fermierilor, știindu-se că sunt anumite cantități de cereale care au rămas stocate în magazin și nu au putut fi valorificate. Și bun, de aici... Păi să le luăm pe rând. Cantitatea care a fost tranzitată pe aceste culoare de solidaritate. Dar a fost cea mai mare prin... de asta cu efectul asupra fermierilor din punct de vedere al impactului... Impactul despre care vorbiți dumneavoastră a fost mai mare asupra fermierilor polonezi decât asupra fermierilor români? Sigur că aici este o judecată pe care am trebuit să o procesăm în bunul înțeles al regulilor europene. Din acest punct de vedere, îmi rezerv această tăcere vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră, pentru că interpretez foarte exact și în limitele atribuțiunilor pe care le am ca ministru și al unui om responsabil vis-a-vis de situația pe care o avem în România și pe care trebuie să o respectăm din punct de vedere juridic și în același timp procedural pentru importurile din Ucraina. Europeană. Aici nu este o competiție, vă rog să-mi permiteți. Nu este o competiție aici care ia mai mult sau ia mai puțin, este vorba de,
de a respecta deciziile pe care le luăm la nivelul țării și pe care le procesăm în consonanță cu realitatea și cu datele pe care noi le culegem de la fermierii noștri. Bun. Cum de alminteri, respectăm și deciziile Comisiei Domnule Europene. Ministru, iată că de data aceasta respectăm și am respectat. Nu mai avem foarte mult timp și aș vrea să vă întreb și legat de importurile din Ucraina. Începând de astăzi vor fi interzise importurile din Ucraina? V-a răspuns Comisia Europeană și în acest sens? Petre, dai de răspuns în momentul în care are documentul în față. Nu va veni documentul? Ascultați-mă puțin. Nu vă grăbiți. E păcat să vă grăbiți și aveți timp, pentru că e timp să și discutăm și dumneavoastră sunteți un reporter foarte bun care aveți și răbdarea de a asculta pe cei care doresc să transmită timpul nu mai are răbdare cu noi, domnule ministru. De aceea aș vrea un răspuns de la dumneavoastră. Da, tocmai din acest punct de vedere vi-l dau și vă spun că Așteptăm din minut în minut. Eu în momentul în care, uite, o să vă sun, aveți această posibilitate și promisiune la mine că vă voi suna pe dumneavoastră în momentul în care documentul apare, întrucât Petre Daia nu vorbește decât pe documente. Încă nu a venit documentul de la Bruxelles, răspunsul de la Bruxelles că vor fi interzise, îl așteptați. Dar nu este încheiată ziua și dumneavoastră e de pe orele 16, așteptăm. Și până diseară e posibil să apară, iar așteptarea pentru mine înseamnă o regulă pe care trebuie să o respect în condițiile în care știm că instituțional se rezolvă aceste treburi. Așteptăm, domnule ministru, și răspunsul din partea Comisiei Europene. Sunt convinsă că ne veți informa în momentul în care va veni acest răspuns. Vorbesc la timp. Mulțumim foarte mult pentru intervenția la Decisiv.